Bine v-am regăsit, sunt Daniel Coman, iar dumneavoastră sunteți alături de Euronews România la știrile dimineții. Nu e o conspirație, chiar începem jurnalul orei 9. Iată informațiile de moment. Nu vor mai plăti 10% impozit pe concediul medical românii care suferă de cancer, gravidele și părinții care îngrijesc copii bolnavi. Așa numita taxă pe boală rămâne însă valabilă pentru restul populației. Primul spital oncologic pentru copii construit integral din donații și sponsorizări este la un pas de funcționare. Ministerul Sănătății a semnat ordinul prin care aprobă funcționarea spitalului. Deși Alexandru Rafila spunea acum câteva zile că nu poate semna actele. Vlad Pascu, tânărul care a provocat accidentul mortal din stațiunea 2 Mai, ar putea primi o pedeapsă mai mică, între 2 și 7 ani. Judecătorii au decis să păstreze acuzația de ucidere din culpă în loc de omor calificat, cum au cerut părinții adolescenților uciși astă vară. O furtună de zăpadă a lovit nord-estul Statelor Unite ale Americii. Sute de mii de locuințe au rămas fără curent electric. Și tot în America, dar în Los Angeles de această dată, a avut loc un jaf ca în filme. Hoții au reușit să plece cu 30 de milioane de dolari dintr-un depozit de bani cash. Autoritățile nu au încă suspecți. Și a fost publicat raportul despre starea mass media în anul superelectoral 2024. Concluziile acestui raport realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent vi le arătăm imediat. Așa numita taxă pe boală va fi eliminată doar în cazul pacienților oncologici, al femeilor gravide, mamelor cu copii bolnavi și pentru cazurile urgente, anunță premierul. În cazul celorlalți, concediile medicale vor fi impozitate în continuare cu 10%. De partea cealaltă, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice a declarat la Euronews că va sesiza avocatul poporului pentru ceea ce el numește discriminare gravă a pacienților. Introducem azi, prin ordonanță de urgență, scutirea de la plata contribuției sociale pentru indemnizațiile de concediu medical în cazul mamelor cu copii bolnavi, a gravidelor, a pacienților cu afecțiuni oncologice și a cazurilor de urgență. Președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice a declarat la Vocile Care Contează că pacienții sunt grav discriminați, deoarece concediul medical este o cotizație pe care o face orice angajat în această țară. Nu este un avantaj dat de statul român, motiv pentru care va sesiza avocatul poporului. Începem să facem excepții sau începem să facem clasificări pe anumite patologii. În România sunt 120.000 de pacienți oncologici anual și au nevoie de acest concediu medical și au nevoie să se întrețină acești pacienți, fie că vorbim de pediatrie sau de adult, dar sunt vreo 3 milioane de pacienți cronici. Și vorbim aici de pacienți cu boli cardiovasculare, infarct, AVC, care duc la dizabilitate. Vorbim de pacienți cu diabet, vorbim de pacienți cu tuberculoză. Și aceștia sunt dați un pic la o parte, adică nu există această categorie. Suntem în consultații să trimitem o adresă către avocatul poporului. Având în vedere că vorbim de ordonanță de urgență, avocatul poporului ori se poate autosesiza, ori poate fi sesizat pe acest domeniu. Să vedem și apropo de discriminare, pentru că noi acum vorbim de o gravă discriminare a pacienților. Și pacienții au povestit la Vocile Care Contează cât de nedreptățiți sunt după 10 de ani de cotizații plătite la stat. După 20 și ceva de ani de muncă și de cotizat la sistemul public, acum când am ajuns în punctul în care am nevoie de concediu medical, în momentul în care am nevoie de susținere din partea statului, ăsta este momentul în care statul vine și spune ok, mai degrabă mai dă-ne tu niște bani. Începând de la 1 ianuarie, în cele 3 luni care au trecut până acum, am primit o indemnizație de concediu medical mai mică cu 10% decât ar fi trebuit să fie. Taxa pe boală, în cuantum de 10%, intrată în vigoare la începutul acestui an, în luna ianuarie, face parte din pachetul de măsuri fiscal-bugetare adoptat de guvern, pachet criticat în nenumărate rânduri de asociațiile de pacienți și de opoziție. Reprezentanții guvernului au susținut însă că această taxă este necesară din cauza numărului extrem de mare al concediilor medicale aprobate, dar și a faptului că bolnavii luau mai mulți bani dacă erau în concediu medical decât dacă ar fi fost la serviciu.
Primul spital oncologic pentru copii, construit din donații și sponsorizări adunate de Asociația Dăruiește Viață, a primit aprobarea Ministerului Sănătății pentru a funcționa. Mai e nevoie acum doar de avizul DSP. Alexandru Rafila a semnat ordinul la doar câteva zile după ce a spus în exclusivitate la Euronews că spitalul nu poate fi autorizat. Primul spital oncologic pentru copii construit din donații și sponsorizări nu este funcțional, deși este gata de anul trecut. Ministrul Sănătății Alexandru Rafila spune că este vorba despre proceduri legale care trebuie urmate. Clădirea trebuie intabulată și toate cheltuielile justificate. Trebuie să existe toată documentația în spate, inclusiv documentele contabile care au justificat cheltuielile, pentru că e normal să fie așa, să știm cât a costat această clădire, să putem să o intabulăm cu anumită valoare. Nu noi, ci managementul Spitalului Marie Curie. Nu sunt acte în plus, sunt actele care trebuie furnizate din punct de vedere legal. Nu a fost furnizat. Înțeleg că e o cantitate foarte mare, de la dânsele știu asta, înțeleg că 2 metri cub sau ceva de genul ăsta de documente. Am început discuția cu construirea de spitale, terminăm cu construirea de spitale, dar e un paradox, domnule ministru. Adică e un spital construit care încă nu poate nu fi folosit. Se pare că el trebuie să fie înregistrat din punct de vedere legal? Nu mă pricep. Eu vă întreb pe dumneavoastră. Adică, totuși, indiferent de e construit, Da. Vrem să-l folosim cât mai repede. Exact. Atunci, în momentul când însele pun toate documentele la dispoziție, când se face o predare, primire completă a acestor documente, un proces verbal și cu o evidențiere clară a lor, se rezolvă foarte repede. Oana Gheorghiu, membru fondator al Asociației Dăruiește Viață, care a construit acest spital, spune că această procedură birocratică pune în pericol viața unor copii. Toate informațiile de care Ministerul Sănătății are nevoie pentru a elibera acest ordin de ministru sunt cunoscute de Ministerul Sănătății. Nu mai considerăm că este un proces birocratic normal, ci considerăm că este pur și simplu o tărăgânare, o amânare și avem o muncă de Sisif. Încă o hârtie și încă o hârtie. Ni s-a cerut acum un inventar pe fiecare cameră în parte din această clădire, să spunem ce există în acea cameră, ca să fie mai ușor. Eu sper că orgoliul unor funcționari, miniștri, nu știu, al guvernului, nu e mai importantă decât viața acestor copii care pot să beneficieze de aceste condiții. La 5 metri distanță, niște copii stau la coadă la toaletă, în timp ce o clădire utilată după ultimul standard care există în lumea asta, la momentul ăsta, stă goală. Nu suntem într-un teatru absurd. Contează mai mult hârtiile pentru domnul ministru sau viața unor copii? Spitalul a fost inaugurat anul trecut în noiembrie. Clădirea se întinde pe 12.000 de metri pătrați. Investiția se ridică la 53 de milioane de euro, bani donați de peste 350.000 de persoane fizice și 8.000 de companii. 250.000 de euro au venit și din partea trupei Metallica. Carmen Uscatu, de asemenea fondatoare a Asociației Dăruiește Viață, a explicat la Euronews că mai sunt doar câțiva pași până când primii copii vor fi tratați în Spitalul de Oncologie Pediatrică. În acest moment suntem într-un punct foarte bun, pentru că după ce am primit această aprobare a structurii, a noii structuri a Spitalului Marie Curie, pentru că unele secții se mută, altele se lărgesc, în vechea clădire se măresc, după ce am primit această aprobare a structurii, prin ordin de ministru, merge la Direcția de Sănătate Publică, care avizează funcționarea. Sperăm noi că marți vom primi acest aviz de funcționare și într-o săptămână copiii ar trebui deja să fie tratați în noua clădire. În plan politic, cu o listă dublă de candidați față de numărul de mandate propuse să le câștige, dar cu o reprezentare minoră a femeilor pe locurile eligibile, PSD și PNL atacă europarlamentarele cu proprii șefi de campanie, cap de liste. Cele două partide și-au ales simbolic sediul de campanie al fostului USL ca loc pentru pregătirea campaniei. Știm însă că nu se înțeleg pe toate subiectele, iar Marius Vulpe ne dă toate detaliile despre ceea ce se întâmplă în cadrul acestei coaliții. Bine te-am regăsit, Marius. Probleme sunt în privința candidaturilor la locale, dar nu sunt singurele.
Bun găsit tuturor, într-adevăr, nu sunt singurele probleme. Dacă la locale, în anumite județe, există probleme cu identificarea numelor care să întrunească consensul ambelor partide de guvernare și, de asemenea, să existe și consens pe strategiile legate de candidaturile locale în secuime, ei bine, în afară de această problemă, liderii PNL și PSD trebuie să-și potolească colegii din teritoriu revoltați și contrariați de politica de racolare dusă susțin liberalii îndeoseb de socialdemocrați în aceste județe. Dar și liberalii nu rămân datori colegilor de guvernare, pentru că și ei au inițiat o politică similară, într-adevăr, cu mai puțin succes, de a obține primari din zona PSD. Până atunci, însă, astăzi, la Biroul Electoral Central se dă un prim semnal de împăciuire, de îngropare, am putea spune, a securii războiului în teritoriu. Asta pentru că ne așteptăm ca într-o oră liderii PSD și PNL, însoțiți de 20 dintre candidații de pe lista comună a celor două partide, să vină aici și să depună această listă. Este o simplă formalitate, dar un semnal că cele două partide încearcă și își doresc cel puțin o colaborare armonioasă în campania pentru alegerile europarlamentare. Rămâne de văzut însă cât de posibilă este această armonie, așa cum v-am spus. Pe de altă parte, cele două tabere și reprezentanților din teritoriu trebuie să se lupte pentru primăriile și șefiile de Consiliul Județene și ne așteptăm ca războiul pentru funcțiile la nivel local să afecteze această campanie. O campanie care începe simbolic și cu un nou sediu, un sediu care a mai fost folosit în trecut de fostul USL, un sediu lângă Arcul de Triumf din capitală, și avem și doi șefi de campanie, Mihai Tudose, de altfel cel care deschide această listă, însoțit de Rareș Bogdan de la PNL, vor fi cei care vor coordona această campanie pentru europarlamentare. Remarcăm că vor fi pe această listă, cel puțin pe lista eligibilă de 20 de nume, foști eurodeputați care încearcă să obțină un nou mandat. Vorbim aici de Dan Motreanu, Victor Negrescu și Sifri Mureșan. În schimb, vedem că sunt doar 4 femei, 20% au ca reprezentare pe aceste liste, ceea ce este foarte puțin în condițiile în care Parlamentul European și nu numai și oficialii europeni ne cer o reprezentare mult mai mare, pentru că România în momentul de față se află la coada clasamentului cu privire la reprezentarea femeilor atât în Parlamentul Național cât și în cel european. Îți mulțumim, Marius, pentru toate aceste informații și urmărim în continuare ce se întâmplă la Biroul Electoral Central cu ajutorul tău. Te așteptăm și în jurnalele următoare. Vlad Pascu, tânărul care a provocat accidentul mortal din stațiunea 2 mai de astăvară, riscă o pedeapsă mai mică, între 2 și 7 ani. Asta după ce magistrații au decis să păstreze acuzația de ucidere din culpă. Judecătorii au respins cererea de judecare pentru omor calificat, solicitare venită din partea părinților adolescenților uciși. De la 3 la 7 ani se va da la mișto 5 ani, iar peste 3 sezoane ne întâlnim cu el aici, făcând ce știe mai bine. O bătaie de joc, începând de la procuroare, aici nu mai are loc, nu mai vorbim despre judecătoare, începând de la procuroare, care cu experții, care cu așa mai departe, și le-a dat apă la moară avocaților animalului, criminalului. Au fost momente tensionate. Eu am ieșit din sală, ei au înțeles și am vrut să le spun, eu nu jignesc, le-am spus doar atât, să vă fie rușine. Să le fie rușine. Dacă ei consideră că așa ceva trebuie să se întâmple în România, ok. Și mama băiatului ucis în accident a părăsit sala când a fost nevoită să audă detaliile tragicului accident. Cei 4 avocați ai lui Vlad Pascu au susținut în fața judecătoarei din Mangalia că cererea de schimbare a încadrării juridice din ucidere din culpă în omor calificat nu este întemeiată. S-a respins cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei, lucru care cumva era bănuit de către noi de data trecută, în condițiile și în contextul în care tu mergi și îl judeci pe o procedură simplificată. Știm foarte bine, fapta de până la 10 ani și vreo 6 luni, 10 ani și jumătate, va avea limitele reduse cu o treime din pedeapsa respectivă. Dar suntem foarte dezamăgiți. N-am rezolvat nimic astăzi. Doamna procuror n-a fost de acord cu schimbarea de încadrare, cu cei de la bar.
În timpul dezbaterilor care au durat mai bine de o oră, avocații lui Vlad Pascu și-au axat pledoaria pe faptul că victimele accidentului mergeau pe șosea când a avut loc tragedia, vorbind despre o culpă comună. În timp ce participa online la termenul de judecată, Vlad Pascu a fost anunțat de judecătoare că data viitoare se poate prezenta fizic în sală dacă dorește. Este pentru prima oară, ca precedent, când președintele instanței a făcut această referire. Pentru că nici în cursul judecății, nici în cursul procedurii de cameră preliminară și nici cu ocazia verificării măsurilor preventive, instanța nu a dispus niciodată prezența acestuia în sala de judecată. Următorul termen va avea loc pe 18 aprilie, iar judecătoarea a spus chiar că această înfățișare ar putea fi ultima din proces. O furtună de zăpadă a lovit nord-estul Statelor Unite, au fost ninsori abundente și vânturi puternice, sute de mii de locuințe au rămas fără curent electric. Statele Maine și New Hampshire au fost cele mai afectate de întreruperile de curent. Autoritățile locale spun că zăpada a doborât copacii și liniile electrice. It's special to get snow in April and to be able to get out and enjoy it, you know. It's fun being a Mainer. But we've been missing snow, so this is a special little sort of after the winter story gift, I guess. Meteorologii spun că stratul de zăpadă a ajuns și până la 60 de centimetri. Oamenii au ieșit cu lopețile să curețe străzile, iar autoritățile au pus în funcțiune mașinile de dezăpezire. Just cleaning out the driveway for my wife. Uh-huh. Just trying to get the slush out of it so it doesn't freeze up tonight. Looks like you got mostly water. At this point we do, yeah. But I know it'll turn to ice in a little bit if I don't get it out. Serviciul meteorologic a anunțat că a fost cea mai mare furtună de zăpadă din aprilie care a lovit regiunea din 2020 încoace. Școlile din zonele afectate au fost închise, iar mai multe zboruri au avut întârzieri. Mai în sud, în orașul Boston, furtuna a adus ploi abundente și vânturi puternice. Și tot în Statele Unite, dar de aceasta în Los Angeles a avut loc un jaf ca în filme. Hoții au reușit să plece cu 30 de milioane de dolari. Unul dintre cele mai mari jafuri din istoria orașului, care a avut loc la un depozit de bani cash din Los Angeles. Poliția locală a declarat că hoții au reușit să pătrundă în clădire prin acoperiș și au reușit să spargă seiful în care erau depozitați banii. Incidentul a avut loc duminica trecută, însă făptașii nu au declanșat nicio alarmă, așa că jaful a fost descoperit de angajați abia luni. Poliția din Los Angeles a deschis o anchetă și lucrează cu FBI pentru a stabili cum s-a săvârșit această faptă și pentru a-i prinde pe făptași. Revenim la noi și vorbim despre presa din România și cât de pregătită este să-și îndeplinească mandatul public în anul superelectoral 2024. Este chiar întrebarea la care a încercat să răspundă raportul despre starea presei din România. Un an complicat, deci, nu doar pentru cetățeni, ci și pentru noi, cei care avem datoria de a vă informa corect și obiectiv în fiecare zi. Dacă reușim sau nu, aflăm din acest raport. Radu l-a studiat. Bine te-am regăsit, bună dimineața. Radu. Vine într-un moment perfect acest raport. Ne amintim un episod de ieri, cu o știre ce l-a avut în centru pe Emeri Chienei. Toată presa s-a grăbit să dea acea știre, care s-a dovedit alții a fi falsă. Alții au urat și condoleanțe. Da, exact. Alții îl regretau și s-a dovedit că nu a fost deloc așa. Și ne putem întreba dacă într-un astfel de caz nu ne punem întrebările corecte și nu verificăm informațiile, atunci când vor fi alte cazuri, poate în plan politic, poate în plan financiar, vom face asta? Noi ne putem și ar trebui să ne punem aceste întrebări în fiecare moment și să răspundem foarte rapid la ele, pentru că datoria noastră este de a informa publicul. Acum, cred că publicul se poate uita la noi și să se întrebe, băi, dar de ce mă interesează pe mine care e starea presei? Că, na, e vorba despre o profesie cumva de nișă, nu suntem noi medicii, nu suntem profesorii, suntem niște unii pe acolo. Însă partea de informare în fiecare zi ar trebui să fie foarte importantă pentru fiecare dintre noi, cetățeni. Aici noi doi nu mai suntem, putem să ne delimităm puțin, suntem cetățeni și noi ai acestei țări și informații, deciziile pe care noi le luăm în fiecare zi au la bază niște informații, iar dacă acele informații nu sunt corecte, atunci deja ai o problemă.
un an super electoral în care ai atât de multe alegeri electorale, la vot mergem în baza unor informații, votăm în baza unor informații care e bine, e ideal și e normal să fie informații reale și aici intervine presa, de aceea este importantă presa. Hai să vedem ce ne spune acest raport, dar mai ales să vorbim cu cei care au făcut acest raport, pentru că este un raport care vorbește foarte mult despre presa centrală, dar și cea locală, pentru că și acolo, dacă o să studiați acest raport și o să aflați din discuția pe care o să avem imediat cu Cristina Lupu, veți afla lucruri și despre felul în care funcționează sau nu funcționează neapărat foarte bine presa locală, cea care este foarte importantă într-un astfel de mecanism și într-un astfel de an electoral, super electoral, așa cum îl tot numim de ceva timp. Un lucru foarte important pe care putem să-l extragem din acest raport și un lucru care ne oferă o perspectivă asupra realității în care trăim. Toată piața de știri pe care o consumăm, cu site-urile cunoscute, are din piața comercială între 20 și 30 de milioane de euro pe an. Aceștia sunt banii care vin prin acele contracte comerciale în care o companie vrea să aibă, să fie promovată pe un anumit site și plătește acea promovare. Este un contract cât se poate de natural. Ei bine, aici vine și comparația. Banii din propagandă ai partidelor politice sunt aproape egali ca volum, poate chiar un pic mai mult în unele situații, cu banii din piața de publicitate legitimă. Unde apare diferența și unde apare problema în sine, este că, că banii partidelor politice vin pentru conținut de foarte multe ori nemarcat ca fiind publicitate. Conținut pe care noi nu știm că îl consumăm ca fiind publicitate, noi îl percepem ca fiind o știre. Și aici avem o problemă foarte importantă, despre care putem să discutăm cu Cristina Lupu, directorul Centrului de Jurnalism pentru Jurnalism Independent, instituție care a făcut acest raport și care ni se alătură în această dimineață. Cristina, bună dimineața și îți mulțumesc că ești alături de noi. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Cristina, voi ați început povestea acestui raport de la o întrebare. Cât de pregătită este presa pentru a face față și a face față nu doar așa la limita subzistenței, ci a face față cu brio, aș îndeplini menirea publică de a informa într-un an super electoral cum este 2024. Și aceasta este și întrebarea mea. Cât de pregătită este presa? La întrebarea asta am zis să nu răspundem noi și am întrebat pe oamenii din domeniu. În realizarea acestui raport am discutat cu jurnaliști, așa cum ziceai și tu, și din presa centrală și din presa locală, și răspunsul lor a fost că nu prea este pregătită, pentru că avem probleme sistemice care țin de lipsa banilor, lipsa oamenilor, lipsa banilor comercial și mai ales lipsa banilor de la public, care într-un fel să contracareze banii politici care intră în presă. De ce sunt atât de importanți acești bani comerciali? Pentru că tot discutăm, noi poate înțelegem mai bine din domeniu de ce sunt ei importanți, dar pentru public, de ce sunt aceștia importanți dacă cealaltă variantă sunt banii publici? Pentru că ai nevoie de surse multiple de venit ca să poți să îți faci misiunea independent. Și asta este un exemplu și asta e o întrebare foarte bună pe care o primim și la cursurile noastre de educație media, de la profesori, de la copii. De ce trebuie să ne intereseze pe noi cine plătește pentru conținut? Pentru că cine plătește pentru conținut n-ar trebui să decidă agenda publică, dar de cele mai multe ori o decide. Pentru că să spunem că avem o instituție de presă care este finanțată, nu știu, 90% din bani publici, bani politici. Dacă îi dispar banii ăia, instituția are cele mai mari șanse să se închidă. Și de aia este o presiune pe instituțiile media și pe jurnaliști să asculte agenda sau să accepte că agenda lor este făcută de altcineva. Nu e corect, nu e onest față de public. Tocmai de aceea e important să discutăm despre problema aceasta, să explicăm că ea există, dar în același timp să ne uităm și ce putem să facem și să înțelegem, cum spuneai tu, că și zona comercială are o răspundere, dar și că noi ca cetățeni, fiecare dintre noi ar trebui să avem o răspundere față de conținutul sau față de protejarea conținutului pe care noi îl consumăm. Și apropo de ce putem face, te-aș întreba, Cristina, ce pot face oamenii în această privință pentru a se asigura sau pentru a contribui la un mediu mai curat în această perspectivă?
Eu cred că sunt multe lucruri pe care le putem face, unele pe termen lung, dar cea pe termen cel mai scurt este să începem să plătim pentru conținut și în presa centrală, pentru site-urile de la care ne informăm și pentru care putem să donăm pentru conținut, pentru să cumpărăm abonamente, să mai cumpărăm ziare pe hârtie dacă ele mai există. În presa locală vedem asta mai des și mai ales în local, unde oamenii, dacă nu au presă locală, rămân conectați la una, două, trei surse care sunt nu neapărat cele mai transparente cu locurile de unde le vin banii. Ăsta e primul lucru, de să plătim pentru conținut. În al doilea rând, eu cred că este foarte important să punem presiune pe politicieni. Și m-am bucurat foarte tare că ai ridicat la fileu la început întrebarea asta cu de ce pe mine cetățean ar trebui să mă intereseze de jurnaliști și de jurnalism. Pentru că jurnaliștii, în momentul ăsta, sunt singurii sau în general ei sunt cei care pun întrebări oamenilor care le conduc în numele nostru. Dacă nu mai avem jurnaliști care să pună întrebări în numele cetățenilor, politicienii ne vor spune doar ce vor ei să aflăm noi. Și tocmai de aceea ar trebui să ne intereseze să avem jurnaliști, să nu rămânem doar la informațiile care ne vin servite, fără ca cineva să le verifice, fără să le pună în context, fără să le analizeze și fără să le arate celor care decid că uneori lucrurile nu sunt așa cum le prezintă ei. Și cred că asta e partea cealaltă și partea mai importantă. Cetățenii, oamenii ca noi, ar trebui să înțeleagă că e și răspunderea lor să le ceară politicienilor. Mă și bufunește râsul, știi că pare așa o chestie ideală, să le ceară politicienilor să fie mai transparent sau să nu încalce legea. Cristina, cum mai stă presa din perspectiva încrederii pe care publicul o are în această meserie, în această profesie? Prost, și aici sunt studii care se uită la asta. A fost publicat anul trecut un raport care arată că încrederea publicului e undeva la 30%. Da? E cel mai jos nivel la care s-a aflat încrederea publicului în jurnaliști. Nu zic că nu e meritată această cădere în cap. În același timp, eu cred că ține un pic și de o lipsă de educație media. Că dacă noi, pentru că noi am pus întrebarea, ok, și dacă n-ai încredere în jurnaliști, în cine ai încredere? Și de foarte multe ori vine răspunsul, nu știu, în influenceri sau în oamenii care îmi pun, care îmi explică lucruri pe internet. Și pentru că acea zonă nu este foarte pusă sub lupă, cum este presa, oamenii au impresia că ea este fără pată și că oamenii aia care comunică pe internet n-au niciun interes ascuns așa cum la un jurnaliști. E o problemă de percepție. Pentru că mai ales pe internet avem aceste discuții despre cum felul în care publicitatea nu este marcată nici acolo. Exact. Nu e o diferență atât de mare. Este extrem de important și mai ales când vorbim de rețelele sociale, unde ai foarte puțină transparență pe ce este conținut plătit, ce este conținut advertorial în postările influencerilor, de exemplu. Și da, și acolo avem foarte puțină transparență și foarte puține informații despre cine și de ce ne livrează conținutul acela. Cristina Lupu, director al Centrului pentru Jurnalism Independent, îți mulțumesc foarte mult pentru intervenția ta și discuția pe care am avut-o. Daniel, cred că o concluzie, o potențială concluzie ar fi că e, așa cum știi că e povestea aia, cu e nevoie de un sat ca să crești un copil. Ca să crești un mediu în care o societate care este sănătoasă, ai nevoie de public care să înțeleagă că e nevoie de jurnaliști pentru a avea o democrație funcțională, ai nevoie de presă care să-și înțeleagă menirea, ai nevoie de politicieni care să înțeleagă
care sunt raporturile de forță și cum sunt acele raporturi corecte și unde trebuie să meargă informația și unde trebuie să meargă banii și cum trebuie tratați banii și tot acest mediu să contribuie la o democrație cât mai funcțională. Vom vedea dacă avem o și cât de funcțională este democrația noastră, cred că undeva prin decembrie 2024. Și cumva ați ridicat la fileu o temă foarte importantă și responsabilitatea celui care se informează. Pentru că aud de foarte multe ori, toată presa e la fel, toată presa e vândută, toată presa e aservită. Nu, nu e așa. Contează foarte mult de unde îți alegi sursa de informație, pentru că dacă o alegi de unde nu trebuie, ajungi să crezi că primarul îți crește pensia și că în iepurașii de ciocolată sunt bancnote. Și e foarte important. Și astea sunt cele mai puțin grave lucruri. Și e foarte important să alegi să te informezi, să fie o alegere conștientă, să vrei să faci lucrul acesta, nu să îți spui a, pe mine nu mă interesează partea politică. Nu te interesează, dar ți se întâmplă. E atât de simplu. Și de asta suntem noi aici, Radu. Mulțumim. Ne apropiem cu pași repezi de premiile GOPO, Oscarurile românești. La ce categorie este cea mai dură competiție? Aflăm de la Alida Mocanu imediat după o scurtă pauză. Rămâneți alături de Euronews. Am revenit în direct la Euronews România și vă propun să ne reamintim principalele subiecte ale momentului. Nu vor mai plăti 10% impozit pe concediul medical românii care suferă de cancer, gravidele și părinții care îngrijesc copii bolnavi. Așa numita taxă pe boală rămâne însă valabilă pentru restul populației. Primul spital oncologic pentru copii, construit integral din donații și sponsorizări, este la un pas de funcționare. Ministerul Sănătății a semnat ordinul prin care aprobă funcționarea spitalului, deși Alexandru Rafila spune acum câteva zile că nu poate semna actele. Vlad Pascu, tânărul care a provocat accidentul mortal din stațiunea 2 mai, ar putea primi o pedeapsă mai mică, între 2 și 7 ani. Judecătorii au decis să păstreze acuzația de ucidere din culpă, în loc de omor calificat, cum au cerut părinții adolescenților uciși astăvară. O furtună de zăpadă a lovit nord-estul Statelor Unite ale Americii. Sute de mii de locuințe au rămas fără curent electric. Și tot în Statele Unite, dar în Los Angeles vorbim despre un jaf ca în filme, hoții au reușit să plece cu 30 de milioane de dolari dintr-un depozit de bani cash. Autoritățile nu au încă suspecții. Filmul românesc este recompensat în fiecare an la premiile GOPO, iar anul acesta în competiție sunt multe pelicule care au primit deja premii la competiții internaționale. La categoria film documentar, de exemplu, este o competiție dură. Nominalizările sunt intens dezbătute în rândul cinefililor. Câștigătorii celei de-a 18-a ediție a premiilor GOPO vor fi anunțați pe 29 aprilie la Teatrul Național din București. Sunt 19 categorii în concurs, iar câștigătorii acestora vor fi desemnați prin intermediul votului secret exprimat de profesioniști activi din industria cinematografică națională. Anul acesta, în competiția pentru cel mai bun documentar, sunt 6 producții. Unele dintre acestea au primit distincții și în cadrul altor competiții de gen din ultimul an. Hai, spune drept, când văd eu clasamentul ăla de la țaga să fie acolo în frunte? Anul ăsta tragem la titlul, domn președinte. Documentarul Vulturii din țaga spune povestea lui Nelu Târnovan, un antrenor de fotbal dintr-un sat transilvanean. Echipa sa joacă în ultima ligă, iar rezultatele bune par un vis imposibil. Totul se opune victoriei, arbitrii, vremea de afară și chiar fotbaliștii. La categoria cel mai bun film documentar este și producția Mrs. Buică. Pelicula are o nominalizare și pentru cel mai bun film de debut. Producția aparține lui Eugen Buică, actor și profesor de actorie în Statele Unite ale Americii. Pelicula sa surprinde cu o fidelitate necruțătoare o parte din viața părinților săi.
Regizorul Eugen Buică și-a filmat părinții timp de peste 20 de ani, fără să cenzureze nimic din comportamentul acestora în viața de zi cu zi în Statele Unite ale Americii, țara de adopție, dar și la întoarcerea în România. Rezultatul, un documentar extraordinar din care nu lipsesc umorul, dar nici situațiile dramatice. Am impresia că dintotdeauna vocea care vorbește în capul meu vorbește cu tine. Pe lista nominalizărilor este și documentarul Între Revoluții, realizat de regizorul Vlad Petri. Pelicula a fost deja recompensată la Berlin cu premiul Fipresci și la Festivalul Internațional de Film Transilvania cu premiul pentru cel mai bun film românesc. Dacă erotismul nu mai funcționează ca lumea, nu-ți mai iese poezia, dar proza merge. De ce mă cheamă Nora când cerul meu e senin, regia Carla Maria Teaha, cum să fiu mort dacă sfiu, în regia Ilincăi Călugăreanu, și Pocalul, despre fii și fiice, producția Cătălinei Tesar și a Danei Bunescu, sunt în competiția GOPO 2024 la aceeași categorie, cel mai bun film documentar. Am văzut o parte dintre filmele și documentarele pe care vi le recomandăm la această ediție GOPO, dar hai să vedem și ce este nou în competiție, pe ce mizează producătorii. Alida Mocanu este alături de noi și nici nu puteam avea pe cineva mai potrivit. Bună dimineața, Alida! Recunosc că nu doar atunci când vine vorba despre GOPO, ci și în general când vine vorba despre filme, teatru, spectacole, tu ești ghidul Mulțumesc meu. Mulțumesc frumos! Hai, spune-mi ce te-a făcut să ridici o sprânceană de data Uite, asta. În anul acesta am și eu această ocazie să pot vedea filmele, așa pe îndelete, și pe categorii. Și să ai și un cuvânt de spus. Da, mic acolo, dar da, contează. Sunt filme extraordinare, cred că, îmi pare rău să o spun, ar trebui să mergem mai des la cinematograf, la filmele românești. Uite, Bunăoară, vorbeam puțin înainte să intrăm acum în direct. Există pelicule extraordinare despre care nu se știe mare lucru și un critic de film sau un influencer, că tot trăim, da, în vremea lor, scrie o cronică la un moment dat și în felul ăsta, pe o rețea de socializare, în felul ăsta lumea află despre niște pelicule care altfel nu ar fi adus lumea la cinema. Sunt una dintre categoriile preferate ale mele anul acesta, este categoria de documentar, pentru că sunt acolo niște producții care, pe lângă faptul că s-a ancorat așa într-o intimitate a realizatorului, cred că am reușit să trecem un pic de bariera asta, nu știu, scenariului clasic românesc. Mi se pare că s-a trecut peste orice limită în aceste documentare. Chiar a fost acum un material, o peliculă, Mrs. Buica. Uite, vorbeam despre Buică, de fapt. Pe afiș este scris Buica. Este viața unei familii, soț, soție, dânsii nu mai trăiesc acum. Părinții regizorului, producătorului acestei pelicule, care au plecat în perioada comunismului, contra unei sume de bani, așa cum reușeai atunci să te ajute cineva să pleci în America. Ei bine, viața acestor doi părinți este filmată și este aici o evoluție a tehnologiei în care filmezi o peliculă, pentru că imaginează-ți în anii comunismului filmai cu un videochem, cu casetă VHS. Ei bine, înspre zilele noastre, sigur, se schimbă tehnologia, filmezi inclusiv cu un telefon. Și din acest punct de vedere, 24 de ani în care urmărim așa cu binoclu viața a doi soți care se ceartă, se despart, se încuie în case cu lacăt, e ceva absolut plin de umor și de dramatism până la urmă. E viața. E bine, da, e viața. E un exercițiu admirabil, 24 de ani. Asta e proiectul unei vieți de om. Iată această peliculă, sigur sunt și celelalte care sunt lăudabile. Spre exemplu, am fost mirată să aflu dintr-unul dintre documentare, Pocalul, despre istorii mai puțin știute din realitatea noastră. Este acolo o poveste, personajele sunt de etnie romă, dar istoria din acest documentar este cu adevărat una care te pune pe gânduri. Cât de mult ajung să mă uit în jurul meu, în țara în care trăiesc, cât de multe știu despre oamenii din jurul meu.
Da, dacă treci de prejudecăți și știi să vezi cu adevărat ceea ce a vrut să transmită regizorul unei astfel de pelicule, e bine, ești câștigat. Observi, Alida, anul acesta un punct comun, un fir roșu în aceste producții care participă la... Da, realitatea asta tehnologică apare în toate peliculele cumva. Suntem... Telefonul este prelungirea noastră, cum spunea pictorul Adrian Ghenie. Deja avem o nouă postură umană a corpului, aceea în care ne uităm în telefon, aceea în care întoarcem telefonul. Poate. Da, chiar într-un alt film nominalizat este o scenă incredibilă, oameni la o înmormântare, stând pe Zoom și arătând rudelor care nu puteau fi prezente la acea înmormântare cum era îmbrăcat decedatul și dacă le place costumul. Da, asta e realitatea, din păcate, în care trăim. Și e de admirat îndrăzneala acestor regizori, în mare parte tineri, care abordează această latură. Iată, suntem înconjurați de ce? De familie, de prieteni, de oamenii de la job și de tehnologie, pretutindeni. Cred că tehnologia este mai aproape de noi decât propria familie de muncă. Și poate cei mai câștigați anul acesta suntem noi, publicul, pentru că avem ocazia să vedem aceste producții atât de interesante. Da, competiția pentru marele trofeu, cel mai bun film, lungmetraj, e grea. E grea pentru că sunt deja filme premiate spre Nord. Mihai Mincan, noi ni-l amintim, ne-am întâlnit cu el acum 2 ani la Festivalul de Film de la Veneția, când filmul său a fost nominalizat, da, pe lista criticilor de film. Apoi nu aștepta prea mult de la Sfârșitul Lumii, în regia lui Radu Jude, un film deja... Da, aplaudat în întreaga lume, nu mai spun de Libertate, Tudor Giurgiu, sigur, Boss, în regia lui Bogdan Mirică, producător, dacă nu mă înșel, sper să nu greșesc. Și o să mai vorbim despre ele, Alida, cu siguranță, că mai e un pic până la GOPO, dar hai să vorbim și despre altceva important. Să mergem să căutăm toate aceste filme la dispoziție. Da, la cinematograf. Vrem să păstrăm timp și să le vedem. Bun, uite. Ai fost la Paris? Te-ai întors să ne povestești? Spune-ne ce ai văzut. În primul rând am văzut, uite, am sară puțin coperta aceasta de revistă, am văzut o catedrală Notre-Dame superbă, restaurată, mai este foarte puțin anul acesta, ea va fi redeschisă pentru public. Și să știi că pentru Paște avem și noi aici la Euronews un reportaj care are legătură oarecum cu această catedrală. Dar am urmărit și un parcurs al românilor la Paris și uite, trebuie să spunem asta, n-am văzut-o în multe locuri. Acum câteva zile, mai exact săptămâna trecută, cred că joia trecută, s-au împlinit 30 de ani de la moartea lui Eugen Ionescu. Și de ce vrem să vorbim la Euronews despre el? Pentru că, sigur, este cel care a purtat așa dramaturgia românească în toată lumea. Există un teatru mic pe Rue de la Huchette, la Paris, numărul 23, cred, chiar așa se numește, Teatru de la Huchette. Este cel mai mic teatru mare. Mare la figurativ, în sensul figurativ, pentru că acolo din 1957 se joacă Cântăreața Cheală și Lecția, cele două piese faimoase ale lui Eugen Ionescu. Joia trecută, noi când am ajuns acolo, scria frumos la intrare, tocmai s-au jucat reprezentațiile cu numărul 20.017. Sunt pe locul 2 ca longevitate într-un teatru, da, de când sunt jucate, după Agatha Christie, Cursa de Șoareci. Noi o să avem un reportaj, o să vedem mai multe. Fabulos să pleci din România și să ajungi așa, uite, da, peste jumătate de secol piesele tale să se joace acolo. Și poate într-o zi, Alida, o să fim aici la masă și tu o să-mi spui, tu știi, Daniel, că acum am venit pentru a 20.017-a oară aici. Uite, duminică, să nu uităm, totuși la Centre Pompidou din Paris, pe 27, acum martie, a fost inaugurată retrospectiva Brâncuș. Noi am fost acolo, am reușit să filmăm toate lucrările, da? Să fiu sinceră. Și uite, duminică, acum la cult, avem un reportaj realizat acolo. Superb. De la ce oră? Superb. De la ora 21 seara am avut surpriza să-l vedem și pe Cristian Măcelaru, iată, alt român cu faimă la Paris, directorul artistic al Filarmonicii Orchestrei Naționale a Franței.
Abia aștept să văd. Duminică seară, la ce oră? Duminică de la ora 21. Mulțumim foarte mult, Alida. Până atunci, la ora 10 fix, Claudiu Popa vă așteaptă aici la Euronews România cu cele mai noi informații și imagini. Sunt Daniel Coman și vă mulțumesc pentru atenție. Aveți grijă de voi și de cei dragi.